Vă salut, eu sunt Casian și astăzi vreau să vă dau câteva argumente pentru care eu cred că practica binecuvântării copiilor mici, care se practică astăzi prin anumite biserici, nu este o practică creștinească. În clipul 3 întrebări de bază în studierea unui text biblic, am atins tangențial subiectul binecuvântării copiilor mici și am observat apoi că există interes de cunoaștere cu privire la binecuvântarea copiilor mici. Astfel că am decis să fac un clip doar pe acest subiect prin care să vă dau câteva argumente pentru care eu cred că binecuvântarea copiilor mici nu este o practică creștinească și prin urmare nici nu trebuie să fie practicată de către biserică. Acum când spun practica binecuvântării copiilor mici, mă refer la ritualul care se face în unele biserici peste copilași la scurt timp după nașterea lor. Nu mă refer nici de cum la a spune cuiva Dumnezeu să te binecuvinteze. Bun! Argumentele mele or să meargă în ordinea textelor cunoscute cu privire la binecuvântarea copiilor mici din Sfânta Scriptură. Și pentru că primul text cunoscut este cel din număr 6, nu cred că trebuie să avem practica, ritualul binecuvântării copiilor mici în biserici, pentru că binecuvântarea copiilor mici din număr 6 nu ni se aplică nouă. Dacă vă uitați în textul din număr 6, de la versetul 22 la versetul 27, unde avem descrisă practica binecuvântării copiilor lui Israel și veți pune minim cele trei întrebări de bază în studierea unui text, și anume cine vorbește, cui vorbește și despre ce vorbește, la întrebarea despre ce vorbește veți ajunge la concluzia că textul din număr 6 vorbește despre binecuvântarea copiilor lui Israel după cum se poate vedea clar din versetul 23 și 27. Ceea ce înseamnă că practica binecuvântării copiilor lui Israel din număr 6 este doar pentru copiii lui Israel, nu pentru orice copil din orice națiune de pe pământ. Pentru că Dumnezeu specifică foarte clar în text despre care copii vorbește când spune al lui Israel, ceea ce îi scoate din calcul pe cei ai altor popoare. Deci, prin urmare, ție ca român nu ți se aplică acest text decât dacă citești așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, dar pe gură îți iasă așa să binecuvântați pe copiii tuturor neamurilor. Dar bănuiesc că nu faci așa și atunci este bine să rămâi la ceea ce ai citit și rostit cu gura ta. Ok, ai putea spune, este clar acum că textul acesta este doar pentru copilul lui Israel, dar ce facem cu textele din Noul Testament, mai exact din Evanghelii, unde îl vedem pe Domnul Iisus care binecuvântează pe copilași, va chiar zice ucenicilor lui, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Referitor la textele din Evanghelii care descriu cum Domnul Iisus a binecuvântat niște copilași, spun același lucru, nu cred că trebuie să avem practica, ritualul binecuvântării copiilor mici în biserici, pentru că binecuvântarea copilașilor de către Domnul Isus nu este o poruncă. Dacă vă uitați în cele trei texte care relatează binecuvântarea copilașilor de către Domnul Isus, în Matei 19, de la 13 la 15, Marcu 10, de la 13 la 16 și Luca 18, de la 15 la 17, veți observa că aceste trei texte, care prezintă același eveniment, este total diferit de textul din număr 6. În ce sens? Textul din număr 6 este un text prescriptiv, adică prescrie, poruncește cum să se facă binecuvântarea copiilor lui Israel de către Aron și fiii lui. Iar textele din Evanghelii cu binecuvântarea copilașilor de către Domnul Isus sunt texte descriptive, adică descriu cum Domnul Isus a binecuvântat niște copilași nu ne poruncesc să facem și noi la fel. Uitați-vă la diferența dintre cele două texte. Cel din numere este prescriptiv, conține poruncă. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, pe când cele din Evanghelie sunt descriptive. Nu conțin nicio poruncă cu privire la binecuvântarea copilașilor de către noi, ci doar relatează ceva ce a făcut Domnul Isus. Deci textele din Evanghelie cu binecuvântarea copilașilor de către Domnul Isus, nu le poți lua ca argument biblic pentru practica, ritualul binecuvântării copiilor mici pe motiv că Domnul Isus a binecuvântat copilașii. Textul nu este prescriptiv, ci descriptiv. Și apoi majoritatea textelor cu privire la Domnul Isus sunt descriptive. Ce faci? Te pui de mâine când vezi că duce cineva mortul la groapă să-l învii cum a făcut Domnul Isus cu acel mort care era dus la groapă? Sau te pui să înmulțești pâinile? Sau te urci pe cruce ca să ierți păcatele? Pentru că toate astea și multe altele au fost făcute de Domnul Isus. Înțelegeți ce spun? Trebuie să privim la textul pe care îl studiem și din acest punct de vedere. Avem de a face cu un text descriptiv sau prescriptiv? Dacă vrem să nu ajungem să interpretăm Biblia greșit, cum se și face de foarte mulți, pentru că nu se ține cont nici de cele trei minime întrebări atunci când se studiază și nici dacă textul este prescriptiv sau descriptiv. Și se pun să învețe pe alții la rândul lor, fără ca ei să fie învățați lucruri elementare despre studierea unui text. Al treilea argument. Nu cred că trebuie să avem practica ritualul binecuvântării copiilor mici în biserici, pentru că apostolii nu au învățat pe alții și nu au practicat ei bine binecuvântarea copiilor mici niciodată. Credeți că știau sau nu știau apostolii textul din număr 6? Nu că știau textul din număr 6. Evreii învățau de mici să scrie și să citească, scriind și citind Vechiul Testament. Mulți știau la perfecție pe din afară toate cele șase cărți ale lui Moise. Dar momentul când a binecuvântat Domnul Isus pe copilași, credeți că l-a uitat? Eu cred că nu. Și chiar dacă îl uitau, dar trebuia practicat. Domnul le-a spus înainte să înalți la cer că le va trimite un mânghietor și când va veni mânghietorul, Duhul adevărului, adică Duhul Sfânt, are să vă călăuzească în tot adevărul. Credeți că i-a călăuzit Duhul Sfânt pe apostol în tot adevărul? Absolut da. Păi și cu privire la binecuvântarea copiilor mici, de ce nu i-a călăuzit Duhul Sfânt de nu au binecuvântat niciunul dintre apostoli, niciun copilaj niciodată? Oare nu pentru că binecuvântarea copiilor mici nu este o practică creștinească? Gândiți-vă, pentru că este absurd să credem că Dumnezeu le-a poruncit apostolilor să practice binecuvântarea copiilor mici și ei să nu o practice niciodată. Pentru că nu avem în scriptură nici măcar un singur apostol care să binecuvinteze măcar o singură dată un copilaj. Al patrulea argument. Nu cred că trebuie să avem practica ritualul binecuvântării copiilor mici în biserici, pentru că nicio biserică din Scriptură nu a practicat binecuvântarea copiilor mici niciodată. Revin la întrebarea de Adinauri. Credeți că Duhul Sfânt coborât peste Apostol la Rusalia a călăuzit în tot adevărul așa cum a spus Domnul Isus că o va face? Cu toate astea, apostolii nu au învățat nicio biserică să practice această practică niciodată. De ce? Credeți că nu avem trecute în Scriptură toate practicile pe care apostolii le-au practicat cu bisericile, dar pe care Dumnezeu ne cere să le practicăm și nouă, chiar dacă nu le avem în Scriptură? Ar fi absurd să ni se ceară să practicăm ceva ce nu avem scris. Credeți că Scriptura nu este încheiată și o mai putem completa și noi cu tot felul de practici și sărbători pe care le băgăm în decursul anilor, cum a și făcut biserica de altfel în decursul istoriei cu iertarea păcatelor la spovedanie, Culturi morților, a icoanelor, a moașterilor sau cu sărbătoarea Ziua Mamei, care se sărbătorește în biserică, sărbătoarea Paștelui sau a Crăciunului și așa mai departe, practici și sărbători care nu au legătură cu creștinismul, pentru că nu le găsim în Scriptură, dar care sunt practicate de către creștini. La fel este și cu binecuvântarea copiilor mici. Nici o biserică nu a binecuvântat copilașii mici, dar noi o facem. Și argumentele noastre cele mai biblice, între grimele, sunt numărul 6 și textele din Evanghelic cu Domnul Isus care a binecuvântat copilașii. Argumente care eu sper că v-ați lămurit acum că nu stau deloc în picioare. Al cincilea argument. Nu cred că trebuie să avem practica, ritualul binecuvântării copiilor mici în biserici. Pentru că binecuvântarea copiilor mici de astăzi. Nu are de a face cu scriptura, ci mai mult cu înlocuirea botezului. Trebuie să știți că de la formarea bisericii la Rusalii și până pe la anii 1500 nu exista binecuvântarea copilașilor în creștinism. Creștinii nu își binecuvântau copilașii așa cum facem noi astăzi, pentru că nu au fost învățați de către apostoli așa ceva, și pentru că Sfânta Scriptură nu conține o astfel de practică poruncită pentru biserică. Creștinii au început să practice binecuvântarea copiilor mici de vreo 500 de ani doar. Trebuie să cunoaștem acest adevăr. Pentru că am ajuns să avem în istoria Bisericii și începând de la perioada apostolilor și până pe la 1500, care nu credeau că este după voia Dumnezeu ca să existe practica binecuvântării copiilor mici în biserici, de aceea nici nu o practicau, și avem Credincioșii de pe la 1500 până în prezent care cred că este voia lui Dumnezeu ca practica binecuvântării copiilor mi să existe în biserică, de aceea o și practică. Dar nu pot avea ambele categorii dreptate. Gândiți-vă la asta și eu sper că de astăzi ar trebui să vă dați seama cine are dreptate și după cine ne luăm când vine vorba despre practica binecuvântării copiilor mici în creștinism. Totuși, cum am ajuns ca 1500 de ani să mergem într-o direcție și după 1500 de ani în alta? Știți cum? vrând să corectăm anumite greșeli mari înlocuindu-le din păcate cu altele mai mici. Cum ar fi să renunțăm la botezul copiilor mici pentru că nu era absolut deloc biblic și să-l înlocuim cu binecuvântarea copiilor mici, care este puțin mai biblic în sensul că apare în Biblie textul din număr 6 și cele cu Domnul Isus. Dragilor, unii dintre voi sunteți poate baptiști, Alții pentecostali, alții ortodoxi, catolici sau de orice altă confesiune. Dar, mai presus de orice confesiune, sunteți creștini. Și, ca niște creștini adevărați, trebuie să treceți prin filtrul scripturii toate practicile pe care voi le practicați în confesiunea din care faceți parte, și scriptura trebuie să fie cea care are ultimul cuvânt în decizia pe care o luați de a practica sau nu orice obicei, pentru că voi, mai presus de a fi baptiști, pendicostali, ortodoxi, catolici sau orice altceva, sunteți creștini. Și un creștin adevărat trăiește după ce găsește poruncit în scriptură pentru creștini, nu după obiceiuri. Acestea fiind spuse, te provoc să distribui acest clip mai departe prietenilor tăi ca și ei să afle adevărul și astfel să devii și tu partaj la răspândirea adevărului împreună cu mine. Abonează-te de asemenea la canalul de YouTube Factorul Decisiv în caz că nu ai făcut-o deja și apasă clopoțelul pentru a putea să fie anunțat sau anunțată de fiecare dată când voi posta un clip nou. La revedere!